Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim despre parfumuri, iar astăzi vreau să vă arăt recomandările mele de parfumuri pentru vară. Continuăm seria. Am postat deja clipul cu parfumurile de nișă și cu recomandările mele. Acum vorbim despre parfumurile de designer și urmează și un video cu parfumuri accesibile. Ei bine, am adăugat în această selecție parfumuri din toate categoriile. Am aici lângă mine parfumurii proaspete, marine, tropicale, citrice, ce mai am pe aici, sărate. Desigur că acestea nu sunt toate parfumurile care îmi plac și pe care eu le port vara, însă am încercat să fac o selecție și nu am inclus aici parfumuri cumpărate în perioada rece pe care nu am apucat să le port vara, sau parfumuri discontinuate, rare, greu de găsit și așa mai departe, pentru că nu vreau să vă enervez. Ok, cred că un singur parfum este unul pe care eu nu l-am mai văzut de mult, dar sincer nu știu dacă este discontinuat și sper să vă placă clipul acesta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri, să lăsați și un like, pentru că toate astea mă motivează, sinceră să fiu, mi-am cam pierdut motivația în ultima perioadă. Și haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu acest Idol Aura de la Lancôme. Este un parfum, un trandafir sărat, vanilat, muscat. Un parfum care mie îmi place foarte mult și nu l-am în full size. Nici nu știu dacă o să cumpăr varianta full size, pentru că am multe parfumuri de vară și nu apuc să le port. Așa că, sincer să fiu, câteodată când cumpăr parfumuri, mă gândesc că 30 de mililitri nu mi-ajung. Și ajung să nu le folosesc. Deci nu prea îmi vine să cumpăr variante din astea mici, deși aș putea să cumpăr, mai ales la parfumurile noi care se lansează și mi-ar fi de ajuns. Deci eu am folosit jumătate vara trecută din acest Idol Aura și chiar nu am simțit nevoia de mai mult, de o sticlă full size. Doar că atunci când mă uit pe internet și găsesc variante mici, pur și simplu ceva mă reține să cumpăr. Nu mi-ajunge varianta asta de 10 ml sau nu știu cât are. Nu știu dacă are 10 ml, dar de fapt îmi ajunge. Ok, deci Idol Aura, un trandafir sărat, vanilat, muscat, un parfum elegant și nu este genul acela de parfum sărat pe care să-l iei tu cu tine la mare, în vacanță. Mi se pare genul acela de parfum de zi cu zi pentru vară. Este un parfum foarte, foarte frumos. Eu am originalul Idol, acela mi se pare și mai versatil. Are și acesta ADN-ul, desigur este diferit, este mai proaspăt, este trandafirul acela sărat. E foarte frumos și poate că o să iau la un moment dat 25 de ml. Doar că descoper întotdeauna alte și alte parfumuri, apar alte și alte parfumuri și e greu să ții pasul. Așa cum vorbeam și în comentarii, oricât ne-ar tenta parfumurile, nu avem niciodată cum să ținem pasul, pentru că apar întotdeauna parfumuri, descoperim întotdeauna parfumuri care ne plac, le lăsăm în urmă pe cele pe care le avem. Deci, în concluzie, cel mai frumos parfum este următorul. Da. Idol Aura este chiar un parfum frumos de zi cu zi pentru vară. Trecem la pufoșenia aceasta, este vorba despre La Nuit Trésor Nude, un parfum cu trandafir, cocos și vanilie. Predomină combinația asta de cocos și vanilie, însă cred eu că partea florală îi dă eleganță. Este un cocos foarte frumos și vanilia este foarte frumoasă. Este un parfum pe care eu nu prea l-am mai văzut în ultima perioadă, l-am văzut la un moment dat pe Military Shop, ba da, l-am văzut pe Vivantis, dacă nu mă înșel, deci l-am văzut pe câteva site-uri, deși cred eu că ar fi discontinuat, doar că se mai găsește pe aici pe acolo. Mi se pare că nu prea este băgat în seamă, după mine, din ce urmăresc și eu, nu prea l-am văzut așa iubit, dar merită, este un parfum foarte frumos cu cocos și vanilie. Și vreau să vă spun că
Sunt multe parfumuri în combinația asta. Majoritatea au și ylang ylang și în orice caz ylang ylangul iese în evidență în parfumuri, dar aici aveți cocos și vanilie. Eu mai am un parfum cu cocos și vanilie de la Mancera, dar mi se pare că acesta este ceva mai elegant decât acela. Bine, acela are și flori tropicale. Aici avem o variantă mai simplă, dar sofisticată, spun eu. Și la fel mi se pare și el că este genul acela de parfum pe care poți să-l porți vara, de zi cu zi, dar poți să-l porți și seara și mi se pare chiar foarte potrivit seara, așa la o ținută lejeră, cu haine de in. Da, e minunat parfumul acesta, dacă îl mai găsiți, eu zic să-i dați o șansă pentru că este un parfum de vară foarte frumos și dacă vă place cocosul, dacă vă plac parfumurile ceva mai dulci vara, e foarte frumos acesta. Următorul este minunatul Kenzo World Power EDT, varianta 2020, dar în 2020 a mai fost lansat un parfum care arată tot cam așa și este tot EDT și este tot Kenzo World. Doar că acela este cu imortele, nu, acesta este cu imortele, acela este cu chiparos. Este tot așa aromatic, dar probabil diferit. Și avem aici în vârf imortele, în mijloc sare, note pudrate și mosc alb și în bază avem tonka. Este un parfum cu sare, cu note pudrate, curățel, este o combinație de flori sărate și pudrate. Cumva se încălzește pe piele. Are și în bază tonka. Deci este sărat și cald totodată, cozy, confortabil, plăcut, îți dă o stare bună. Este și sărat, dar îmi vine să beau parfumul ăsta. Nu mai știu exact cum este cu persistența, oricum vara este destul de greu pentru că transpirăm și parfumurile nu stau atât de mult pe noi, dar acesta este un parfum proaspăt, aromatic, pudrățel, un pic cald și foarte, foarte frumos. Continuăm cu un parfum proaspăt și răcoritor citric. Este vorba despre Acqua di Gioia All Fresh. Este apa de toaletă, dar persistă foarte bine pentru apă de toaletă și pentru un parfum de vară. Dar mai degrabă vi-l recomand pe Acqua di Gioia EDP pentru că are mai multă profunzime, pentru că mi se pare că Acqua di Gioia All Fresh este ceva mai apos, mai acvatic, acesta este mai dens, se transformă mai frumos, zic eu. Eu nu mi l-am recumpărat pentru că l-am și pe acesta și vreau să descopăr și alte parfumuri pentru perioada caldă, dar îl ador pe acesta, l-am consumat anul trecut și nu știu dacă o să-l recumpăr prea curând, dar vi-l recomand să-l testați și să așteptați să se dezvolte, să îi urmăriți transformarea, pentru că este minunat. Deci mi-a plăcut foarte mult parfumul acesta, am văzut că a apărut și unul nou, vreau și eu să-l testez, n-am mai ajuns de mult într-un magazin, dar am multe mostre cu lansări recente și o să vorbim în curând despre ele. Ok, deci Acqua di Gioia este un parfum care are și o deschidere mentolată, ușor mentolată, se simte nota aia de mentă foarte frumos și se simte și puțin verde, dar este mai puțin acvatic decât O Fresh. Este mai dens, este mai plin, este mai intens, dar după cum vă spuneam la începutul clipului, am mai adăugat eu niște parfumuri pentru că poate nu vreți un parfum citric, verde și poate vreți ceva mai acvatic, mai feminin. Acesta este un parfum foarte frumos. Nu mi se pare că are aceeași persistență ca și Acqua di Gioia. Acesta este Ocean di Gioia și este foarte, foarte frumos. Să știți că eu nu prea îl simt așa sărat. Mi se pare că este ceva mai feminin, este mai fructat, simt în deschidere o combinație de aloe vera și castravete proaspăt tăiat. Nu știu de ce, dar asta simt. Bine, trece destul de repede partea asta și se transformă și el foarte, foarte frumos.
dar dacă nu vă plac parfumurile citrice și vreți ceva mai acvatic, mai feminin, puteți să mergeți pe varianta asta Ocean di Gioia. Acum, tot așa din gama asta, avem și Sun di Gioia. Ia să vedem noi. Da, Sun di Gioia mă duce cu gândul la soarele arzător. Este foarte frumos, deci acesta, pe lângă dintre toate, deci Aqua di Gioia EDP este preferatul meu și acesta. Și cred că și Terra di Gioia mi-ar plăcea, dar nu l-am în colecție. Sun di Gioia este un floral tropical. Vai cât de bine miroase! Este un ylang ylang dulce și vesel. În unele parfumuri mi se pare că ylang ylangul este destul de enervant, doar că aici îmi place. Este așa jucăuș, este vesel, este frumos, este dulce, nu este prea puternic. Și dacă vreți un parfum tropical, Sun di Gioia este parfumul care te duce cu gândul la razele soarelui, la galben. Iar o să se ia lumea de mine că spun că sunt parfumuri care mă duc cu gândul la anumite culori, dar asta este. Așa mă duce pe mine cu gândul, ce să zic. Și îmi place foarte mult și Sun di Gioia. Și mai avem Air di Gioia pentru persoanele care vor un parfum sărat, lemnos. De fapt, nu știu ce note are, dar miroase a sare, a lemne de pe plajă sărate. A o gură de aer proaspăt pe plajă dimineața. A yoga pe plajă, nu știu, este un parfum relaxant, sărat, plăcut, miroase a aer, sărat. Da, exact așa cum îi spune și denumirea. Și v-am spus din ce am eu în colecție, acestea două sunt preferatele mele, Sun di Gioia, un floral tropical dulce, plăcut, are miros de vacanță, și Aqua di Gioia este parfumul acela de zi cu zi pe care poți să-l porți vara în cazul în care cauți un parfum citric, care este și un pic dulce, care se dezvoltă frumos, care primește complimente și care persistă foarte bine. Următorul parfum este acest Twilly d'Hermès O Ginger. Ei bine, pe acesta nu am apucat să-l port vara, însă îmi place cum miroase și mi se pare diferit de tot ce am eu în colecție. Acesta este un parfum cu ghimbir. Cu ghimbir proaspăt, cu ghimbir confiat, este un floral lemnos lansat în 2021, are și bujor, are și cedru și cam atât, nu are foarte multe note, nu este nimic sofisticat. Mai degrabă mă duce cu gândul la curat, se simte ghimbirul confiat, dar cumva mă duce cu gândul și la detergent, la balsam de rufe. Îmi place foarte mult sticluța, o să îl port. L-am testat așa pe piele, îmi place cum miroase, este diferit, este proaspăt, este plăcut, miroase ghimbirul acela confiat, diferit de tot ce am testat până acum. Oh, și cred că o să-l port cu mare plăcere vara, sticluța este minunată, este o drăguțenie. Și nu aveam cum să nu îl includ în această selecție pentru că sunt foarte încântată să îl port în perioada următoare. Un alt parfum pe care vi-l recomand cu tot dragul și l-ați văzut mereu în recomandările mele pentru perioada caldă, un parfum sexy, un parfum seducător, un parfum pentru o zeiță, este Olympea. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Am mai avut într-o sticluță mică pe care l-am consumat anul trecut și am rămas cu aceasta. Cred că este o sticla veche, dacă nu mă înșel s-a schimbat sticla, dar se mai găsește și varianta asta și probabil că au mai fost și reformulări, nu știu ce să zic în legătură cu asta. Dar este un parfum care îmi place foarte mult, este un parfum în care regăsim și citrice și ghimbir, avem și sare, vanilie, este un parfum cu o bază caldă, dulce, sărată, îmi place foarte mult. Eu am și Olympea Intens în colecție și acela îmi place și mai mult, pot să zic, doar că acesta mi se pare mai potrivit pentru zi. Și pe Olympea Intens îl văd mai potrivit pentru seară. Ambele sunt niște parfumuri dulci, sărate,
calde și foarte, foarte frumoase, dar Olimpia Intens cred că nu prea se găsește. De fapt, nu se mai găsește, din păcate, dar este un parfum foarte frumos și nu l-am inclus aici tocmai pentru că nu-l mai găsiți, din păcate. Amo Ferragamo, un alt parfum pe care eu îl ador, cu o deschidere suculentă, juicy. Foarte frumoasă este deschiderea, este și puțin aromatic, are și ceai, are și flori, are și o bază lemnoasă și caldă, vanilată, iar în deschidere avem fructe și un cocktail, ceva Campari. Este... Deschiderea asta mă înnebunește, pur și simplu. Este foarte frumos parfumul acesta. Da, deschiderea este fructată și proaspătă, suculentă. Doamne, cât de frumos este. Am uitat de el. Nu l-am mai purtat de mult, este potrivit tot anul parfumul acesta. Mie îmi place și vara pentru că are o deschidere proaspătă. Și nu este prea dulce, adică este echilibrat. Vă recomand cu tot dragul parfumul acesta și nu numai vara. Oricând, oricând. Eu nu știu dacă sunt persoane care n-au testat parfumul acesta. Din nou, este un parfum pe care nu-l văd atât de iubit, dar este unic, are ceva unic în el. Deci nu seamănă cu alte parfumuri. Este dulce, dar nu prea dulce. Este fructat și partea asta fructată nu am întâlnit-o în alte parfumuri. Are o aromă așa de ceai, un pic pudrată. Deci are o aromă unică și dacă nu l-ați testat, testați-l pentru că merită. Și dacă vă plac parfumurile dulci, cu siguranță o să iubiți parfumul ăsta. Următoarea mea recomandare este Aura Mugler. Este un parfum verde, proaspăt, aromat, nu aromatic, aromat. Are o aromă atât de plăcută, de fructe, de... Are semințe de hibiscus și se simte ceva acolo, ca și cum ar fi un ceai. Are ceva acolo care se simte altfel, dar este un parfum foarte frumos și vi-l recomand pe acesta... Pentru că este ceva mai proaspăt și mai verde decât EDP, Aura EDP și decât Aura Sensuel, pe care îl văd mai vanilat. Deși le iubesc și pe acelea și aș putea să le recomand, ele se găsesc mai puțin. Dacă am înțeles eu bine, EDP-ul ar fi, Aura Sensuel de fapt ar fi discontinuat, din ce știu eu. Dar se mai găsește pe aici, pe acolo și oricum îl văd potrivit pentru tot anul. Dar pentru că vorbim astăzi despre parfumuri pe care putem să le purtăm vara, acesta este mai potrivit pentru că este ceva mai fresh. Este verde, dar nu este verdele acela ca și mirosul de frunze verzi sau iarbă proaspăt tăiată, care mie nu-mi place. Este verdele acela care te duce cu gândul la palmieri. La vacanță. Are și deschiderea aceea fructată, foarte plăcută. Și vi-l super recomand. Dar testați! Și ultima mea recomandare, v-am spus că vine la pachet cu mai multe parfumuri. Vorbim despre alegorii. Niște parfumuri pe care eu le port când mor de cald. Și parfumuri care, da, nu sunt foarte persistente, însă atunci când este foarte cald, nu am nevoie eu personal de o persistență grozavă, pentru că oricum transpiri, faci dușuri deși, sunt parfumuri pe care le reaplici și îți dau o stare bună, te energizează, sunt zemoase, au niște arome naturale și plăcute și sunt așa foarte, cum să zic eu, vibrante. Îmi place foarte mult Bergamot Calabria, pe care nu l-am mai purtat de mult, pentru că nu a fost perioada. De fapt, nu a fost perioada niciunuia dintre cele pe care le am, ba da. O să vă arăt imediat. Da, este o lămâie zemoasă în deschidere. Și dulce în același timp, miroase și a bombonele de lămâie. Cred că le știți, dar vă spun că mie îmi plac foarte mult.
Acum aveți posibilitatea să vă luați și variantele intense pe care sunt noi pe piață. Am testat și eu Nerolia Vetiver. Ca și aromă, nu pot să zic că mi s-a potrivit neapărat, însă am putut să-mi dau seama că da, a umblat la intensitate, la persistență, chiar mi s-a părut puternic Nerolia Vetiver, dar Bergamot Calabria este parfumul acela pe care să-l porți într-o zi de vară în care nu mai poți de cald, pur și simplu, să-ți faci un duș și să te dai cu parfumul acesta care îți dă o stare super, super bună și te face să zâmbești, ce să zic. Îmi place foarte mult Bergamot Calabria, dar foarte mult îmi place și Mandarin Basilic. Pe acesta cred că l-am avut prima dată în colecție. Aici avem și o parte aromatică, avem busuioc, citrice, o bază lemnoasă și ambrată. Doamne, cât de bine miroase și acesta. Foarte bine. Da. N-am ce să zic. Toată lumea spune despre ele că nu țin, că sunt slabe, că sunt scumpe și slabe. Am înțeles. Raport calitate-preț, nu știu ce să zic. Nu sunt niște parfumuri care dispar imediat. Adică 3 ore tot le simți și eu sunt mulțumită cu ele. Dar aroma, faptul că simți citricele astea atât de naturale și de zemoase, îmi plac. N-am ce să zic, mie îmi plac foarte mult. Așa, și mai avem Pera Granita. Pera Granita a intrat și într-un video de primăvară, pentru că pe acesta îl văd ceva mai versatil și mai dulce și îl simt așa ca pe un... Haideți că m-am dat cu toate parfumurile azi. Doamne, cât de frumos miroase! Este o pară proaspătă și suculentă, dulce, care se usucă așa și mă duce cu gândul la un suc de pere. Deci dacă vă plac perele în parfumuri, testați Pera Granita, pentru că este superbisim. Cred că este preferatul meu dintre toate. Preferatul meu este. Asta și pentru că este cel mai versatil și merge purtat și vara. Adică nu este chiar atât de dulce încât să nu îl poți purta vara. Este tot un parfum proaspăt ca și celelalte, doar că aici avem niște fructe mai coapte. Da, îmi place foarte mult și acesta. Îmi place foarte mult și Flora Bloom, care este cu cocos, este foarte plăcut și el este dulceac, dar este și proaspăt și merge purtat vara fără probleme. Și nu mai știu, Orange Soleil am mai testat și acela este un citric, ca și cum ai tăia o portocală și ai mirosi-o imediat, așa miroase de suculent și de bine și îmi place și acela. Și cam atât. N-am mai testat. Am mai testat altele, dar astea mi-au atras atenția. Și sper că v-a plăcut clipul acesta. Nu uitați să vă abonați. Dacă vreți să susțineți acest canal, puteți să vă alăturați și să alegeți unul dintre abonamentele pe care le vedeți acolo când apăsați butonul de join sau alătură-te. Vă mulțumesc pentru vizionare. Să aveți o zi minunată, noi ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat! Pa, pa!